dacă nu ar fi existat înaintea... Na, Ion Vasilescu, Gherasimen din nou și alții, atunci bineînțeles că nu ar fi existat nici Radu Șerba. Sigur că mi-am pus de multe ori întrebarea de ce scriu. Scriu dintr-o necesitate, nevoie imperioasă. Scriu pentru că mă consider dator oamenilor cu muzică. Vreau să se bucure de lucrurile pe care le scriu toți oamenii, să se îmbogățească sufletește. Pentru asta scriu. Ca să scriu o șlagă, trebuie să ai o bucată de hârtie în față, care chiar dacă nu are 5 linii, poți să le tragi cu mâna, mai că trebuie să-ți vină ideea. Și niciodată nu știi dacă ai scris sau nu ai scris un șlagăr. Ion Vasilescu spunea o vorbă. Dacă aș ști cum să scrie un șlagăr, în fiecare zi aș scrie 2. Dacă n-ar exista sunetele, probabil că m-aș sufoca. Ca și cum n-ar fi aer. Mai ales că muzica este singura limbă pe care o vorbește tot pământul. Am scris muzică de film, muzică ușoară, am avut epoca mea bună. Acum bineînțeles că este rândul celor mai tineri decât mine. În copilărie mergeam foarte des la țară și am cunoscut și m-am împrietenit bine cu Nea Ionită Ciocârlete. Și Nea Ionită m-a întrebat la un moment dat, Radule, tu ce vrei să te faci? Nea Ionită, vreau să mă fac compozitor. Pe ce aia? Păi vreau să fac cântece, să scriu cântece. Păi cum se scrie, mă, cântece? Păi cântecele sunt. Am început în 1958 sau 59 cu un minut. Pe urmă, pomul cu vrăbii, după asta un cântec de dragoste. Pe urmă, la un pas de fericire, la un cuvânt al tău. Sigur că e foarte greu să nu te repeți. Asta am căutat de fiecare dată o formulă nouă, o formulare nouă, mai bine zis. Publicul a apreciat lucrurile astea. În ultima instanță, publicul este mare judecător. El decide dacă lucrul pe care l-ai făcut este sau nu este bun. Muzica de film întotdeauna ridică probleme speciale. Am început cu scurtmetrajele, cu Bob Calinescu, pe urmă cu Ion Truică, adică alea semnificative. Am scris 16 lungmetraje, Păcală, Bariera, Păcală cu Geo Săizescu, Bariera cu Mircea Mureșan. Cu Andrei Blair am lucrat foarte mult. M-a obsedat... M-a obsedat ideea să învăț orchestrație, să fac orchestrație, pentru că consider că un compozitor nu se realizează cu adevărat decât atunci când face lucrul de la cap la coadă. Îmi place să fiu anonim. Să fie cântecul lui Corina Chiriacă, Oanda Călucăreanu. Și numai eu să știu că este al meu.